Eu voi fi foarte scurt, colegi. Nu vreau să mai repet ceea ce am mai spus. Reforma justiției este complicată. Ea va întâmpina încă multe obstacole, multe piedici, pentru că nu este ușor ca unii să accepte că influența lor asupra anumitor procese se va sfârși. De aceea, noi suntem în așteptarea unor alte provocări, dar, în egală măsură, această reformă trebuie și va fi dusă până la capăt. Pentru că lucrul ăsta noi l-am promis cetățenilor, dar noi, spre deosebire de alții, nu scuipăm în cetățenii Republicii Moldova. Noi ceea ce am promis, noi ceea ce vom face, nu vrem să dezamăgim încă o dată oamenii, așa cum s-a întâmplat, din păcate, în cei 30 de ani de independență. De aceea, cu toate greutățile, vom face așa încât, în timp de 4 ani de zile, în Republica Moldova, să fie pusă pietrele de temelie pentru edificarea unui veritabil stat de drept. Un stat de drept este atunci când avem procurori curajoși, atunci când avem judecători independenți, atunci când nici procurorii, nici judecătorii nu se uită care este statutul celui care a băgat mâna în buzunarul statului, indiferent cine ești, deputat, ministru, prim-ministru, dacă ai furat, trebuie să răspunzi pentru lucrurile care le-ai făcut, eventual să ajungi la pușcărie. Doar în situația în care vom avea în Republica Moldova dreptate, oamenii vor simți și vor trăi mai bine. Vă mulțumesc mult!